ultima sută de metri înaintea Crăciunului, comercianții de brazi din piețele vasluieni au redus prețurile mărfii. Chiar și așa, mulți dintre ei vor rămâne cu brazii nevânduți. Vasluienii nu se mai înghesuie ca în anii trecuți la achiziționarea pomilor de Crăciun. Am scăzut, da? Să aibă toată lumea și cumpăra mai ieftin. Și vine lumea acum pe ultima zi? Vine oamenii, vin. M-am vreo 60 bucăți. Dăm și cu lumânare, dacă să fie românul bucuros să aibă bradă în casă. Mai vezi mulți aici? Mai am vreo 70-80. Credeți că îi vindeți? Nu cred, că sunt foarte mulți. Deși pomii de Crăciun au fost aduși la vânzare din primele zile ale lunii, mulți dintre vasluieni au așteptat până azi achiziționarea lor. 30 zile. Și ultima 100 de metri aduce și un avantaj celui care cumpără. Dacă mai lasă, băieții, mai lasă din bani. Au mai lăsat? Mai las. E negociabil. Și bun, scurt, nu-i așa scumpi. Față de anul trecut, de super este. Alți vasluieni au așteptat ziua de ajun în speranța că prețurile pomilor vor mai scădea. În lipsa banilor, crenguțele de brad, care costă între 1 leu și 5 lei, intră și ele în preferințele celor care vor să păstreze tradiția împodobirii. N-am avut banii și suficienți și după ce mi-am cumpărat toate treburile, mi-a venit în minte să iau și să miroasă brad în casă la mine. Cei mai scumpi brazi puși la vânzare la vasluie ajung la 100 de lei.